Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Luca, și iată-ne din nou împreună la un nou episod pe platforma Digital Clinics, canalul de YouTube. Și astăzi vorbim cu domnul doctor Cristian Boru, chirurg, medic, primar, chirurgie generală. Domnia sa lucrează la Centrul de Excelență în Chirurgia Bariatrică de la Universitatea La Sapienza di Roma. Și așa cum vă promitem la fiecare final de material de episod, venim cu subiecte cât mai interesante. Astăzi vom vorbi despre chirurgia obezității, chirurgia obezității patologice, chirurgia bariatrică și sper să fiți alături de noi. Domnule doctor, ce înseamnă chirurgia bariatrică și când se impune necesitatea unei asemenea intervenții? Bună ziua, mă bucur că sunt aici cu voi. Aș începe cu o mică precizare. Sunt medic specialist, medic primar în chirurgie generală, cu specializare, cum ați spus dumneavoastră, chirurgia obezității, dar mai ales chirurgie minim invazivă. Chirurgie generală minim invazivă. Chirurgia obezității este o chirurgie minim invazivă, o facem pe cale minim invazivă. Lucrez la spitalul, la Universitatea Sapienza de peste 20 de ani. Dar în toți în acești ani am o colaborare extrem de strânsă și cu spitalele din România. Colaborez cu Spitalul Clinic Sfânta Maria din București. Deci am o, să zic așa, o dublă localizare. Și asta cred că este important pentru site-ul nostru. Acum mergem mai departe, revenim la întrebările dumneavoastră. Vă întrebam ce înseamnă chirurgia bariatrică și când se impune necesitatea unei asemenea intervenții. Da. Deci, noi, chirurgia bariatrică sau chirurgia obezității de la baros din limba greacă, s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului 20 și a luat un avânt extraordinar după anii 2000. Chirurgia obezității, evident, se adresează pacienților cu obezitate patologică sau obezitate complicată. Ce înseamnă asta? Sunt pacienți care au un grad de obezitate 3, cum îl denumim noi, fie grad 2, în prezența mai multor patologii asociate, a unor boli asociate. Iar chirurgia obezității o rezervăm acestor persoane nu pentru că n-ar funcționa și în alte categorii de obezitate, dar în general așteptăm ca chirurgia să devină, să zic așa, o ultimă soluție. De ce spun asta? Obezitatea este o boală cronică. Asta este cel mai important aspect pe care trebuie să-l înțeleagă atât pacienții, cât și sistemele sanitare în care trăim, în care ne dezvoltăm activitatea. Pentru că este o boală care revine. Oricum ai trata-o pe cale minim-invazivă chirurgicală, pe cale endoscopică, pe cale medicală, conservativă, cu diete, cu sport, cu o activitate fizică intensă, este o boală care revine. Și atunci noi trebuie să ne gândim la un tratament multidisciplinar, multimodal pe termen lung. Deci dacă un pacient s-a adresat unor alte servicii sau și-a făcut singur diete, exerciții și așa mai departe, dar acestea duc la un faliment, iar obezitatea crește, evident, atunci acești pacienți se adresează chirurgiei, chirurgilor. Și chirurgia obezității în acest moment, în 2023, este cea mai eficientă soluție pentru acești pacienți cu obezitate patologică sau obezitate complicată. De ce spun asta? Există și alte soluții, evident, dar în acest moment, în 2023, nu s-a inventat încă o pilulă magică, nu s-a inventat încă un tratament magic care să fie mai eficient atât pe obezitate cât și pe bolile asociate și mai ales pe termen lung. Acum, dacă îmi permite să dezvolt ideea, obezitatea
simplă de obicei nu prea există. Obezitatea aduce după sine nenumărate boli. Cel mai frecvent este hipertensiunea, este diabetul asociat, colesterolul mare și alte boli care împreună cu obezitatea reprezintă factori de risc enorm pentru sănătatea pacientului. Și atunci un pacient nu este doar obez, este și diabetic sau este și hipertensiv, este, are și colesterolul mare și lipidele și trigliceridele. Mai sunt și alte boli asociate. Foarte frecvent pacienții au steatoză hepatică, adică impregnarea ficatului cu grăsime, care este o boală foarte, o condiție foarte serioasă, care poate duce până la ciroză hepatică în timp. Pacienții au apnee de somn, adică prin îngustarea căilor respiratorii, prin grăsime, pacienții nu respiră corect în timpul nopții, când dorm, dar și în timpul zilei. Aceasta este o patologie extrem de severă, care poate duce la moarte subită în somn sau complicații în timpul zilei. Vă închipuiți un pacient care are apnee de somn, e obez și stă el la volan, fie ca șofer profesionist, fie ca șofer amator, și adoarme în timp ce conduce, ce drame se pot suceda, se pot întâmpla. Și atunci, noi ne adresăm pacienților obezi cu patologie asociată cu scopul de a, 1, rezolva aceste probleme, diabet, hipertensiune, apnee de somn, colesterolul mare, steatoza, împregnarea grăsoasă a ficatului, a reduce obezitatea și a schimba stilul de viață pacientului. Deci cam aceasta este indicația chirurgiei obezității. Este un aspect extrem de complicat. Nu e simplu, zici, are apendicită, trebuie să faci apendicectomie. Tratamentul e simplu, nu există altul. Mă rog, mai încerci cu antibiotice, mai aștepți, te mai uiți, dar tratamentul e ăla, trebuie să scoți apendic. La obezitate, indicațiile sunt multe în funcție de kilograme, în funcție de înălțime, în funcție de bolile asociate și în funcție de parcursul pe care îl efectuează pacientul în timp. Și în felul acesta ați răspuns deja la o întrebare pe care eu aveam pregătită puțin mai târziu, dacă există recidivă în cazul chirurgiei bariatrice și dacă pacientul poate reveni la obezitate. Și aici mă gândeam, apropo de nutriție și de dietă, la efectul pe care știți foarte bine, efectul acela yo-yo, când o persoană ține o anumită dietă, chiar o dietă drastică, unii poate ajung și la înfometare, mănâncă foarte calculat, cu gramaj și așa mai departe, și după un timp revin probabil la vechile obiceiuri nesănătoase, toxice. Cum se ajunge la obezitatea patologică? Există și factori ereditari, o anumită predispoziție spre obezitate, sau este strict legată de un anumit stil de viață? Și o să vorbim și despre sedentarism, lipsa exercițiilor fizice, o dietă extrem de bogată în calorii, prăjeli și multe alte lucruri. Alcool, băuturi carbogazoase. Evident că există factori de risc sau predispozanți obezității. Obezitate în familie, anumite boli, unii se nasc și să zic așa, sunt grăsuți de la început și evoluează în timp grăsuți, dar peste 95% din cazuri, și trebuie să fim extrem de realiști și să spunem pe față, obezitatea este legată de stilul nostru de viață. Ce mănâncă fiecare și câtă activitate fizică face. Și atunci, mai ales dacă ai și factori predispozanți, din copilărie, din familie, evident că obezitatea va exploda și mai mult. Dar, în primul rând, obezitatea e legată de stilul de viață. Sub 5% din cazuri sunt legate de anumite boli endocrinologice, legate de anumite tulburări genetice, de anumite condiții. Repet, sub 5%. Majoritatea obezității, majoritatea pacienților cu obezitate sunt pacienți sedentari, pacienți care mănâncă prea mult, care nu duc o viață
Viață sănătoasă. E greu să ai o viață sănătoasă în 2023, foarte greu în condițiile moderne, în care mergi la serviciu cu mașina, la serviciu stai pe scaun în fața calculatorului. E foarte greu să ai o viață activă. Eu știu, mâncăm fast food, mâncăm mâncare pe birou, în viteză și așa mai departe. Dar trebuie să ne și apărăm. Și obezitatea vine cu timpul, în general. La început suntem toți slabi, binefăcuți, tineri, frumoși și apoi evoluăm spre obezitate implacabil. Și aici trebuie să revin la conceptul de boală cronică. Obezitatea, știți cum e? Eu o consider, și nu doar eu, cei mai mulți specialiști în domeniu, este ca un cancer. Deci, cancerul vine în timp, îl tratezi și după care rămâi în urmărire să nu faci recidivă. Nu? Exact. La fel e și cu obezitatea. Obezitatea este o boală multifactorială, în special sedentarismul și mâncăm prea mult, dar evoluează pe termen lung. Are o abordare multidisciplinară, la fel ca și cancerul. Adică cancerul, ok, se operează bolnavul, dar inițial merge la chimioterapie, eventual radioterapie, tratamente de imunonutriție, se pregătește pentru operație, după care se face operația, după care din nou poate să ajungă la chimioterapie, deci tratament adjuvant, și ulterior rămâne în urmărire toată viața. Din păcate, obezitatea e la fel. Pacientul are un parcurs multidisciplinar și foarte important de știut că pacientul care se adresează unui serviciu de chirurgie a obezității nu e că vine astăzi și mâine se operează. Trece prin toate fazele preoperatorii, de la serviciu de endocrinologie, cardiologie, pneumologie, orice altă specialitate necesară, dar mai ales dietologie și psihologie sau și alte servicii mai specializate, eventual psihiatrie, dar în general psihologia ajunge și ajută. Și după aceea, dacă toți specialiștii își dau ok-ul, pacientul va fi operat. Dar operația durează, ce să zic, o oră, două ore, trei ore, cât durează operația. Și este probabil aspectul cel mai simplu din cadrul acestui parcurs îndelungat. După operație, pacientul rămâne în observația noastră, a chirurgului, a mea, dar și a dietistului, psihologului, celorlalte specialități. Pentru că, cum zic, e o boală cronică și atunci trebuie să rămână în contact cu specialiștii pe termen lung. Evident că cei care nu rămân în contact cu echipa multidisciplinară, nu au o complianță bună cu programele postoperatorii sau în puține cazuri, din fericire, dar există cazuri care efectiv nu răspund nici la chirurgie și acești pacienți nu rămân în urmărirea noastră, există și recidiva. Și este un aspect foarte important, noi nu mai numim falimentul chirurgiei bariatrice, chirurgiei obezității, pentru că practic un pacient, dăm un exemplu simplu, 120 de kilograme și 1,65 m, are un indice de masă corporeală înalt, peste 40, probabil hipertensiune, colesterol și steatoză hepatică și se operează. Se face o operație, fie o operație de micșorare a stomacului, cum se numește sleeve gastric sau gastrectomia verticală, și lucrurile încep să meargă extraordinar de frumos, ca într-o căsătorie. Primul an, primii 2 ani, primii 3 ani, lucrurile merg bine. Pacientul de la 120 de kilograme ajunge probabil la 75-80 de kilograme, deci 40-45 de kilograme dar jos. Unii pacienți și mai mulți, și mai multe kilograme. După care, la început există entuziasm, există o abordare, pacientul vine la controle, merg lucrurile foarte bine. Și 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, lucrurile merg bine. La un moment dat, lucrurile se schimbă. Fie că pacientul nu mai vine la controle, fie că nu mai ține diete, fie că a învățat să-și prostească, să se prostească pe sine însăși,
inventând tot felul de metode de a mânca, chiar dacă are anatomia modificată, și reapare obezitatea. Și atunci eu nu mai zic falimentul chirurgiei, pentru că chirurgia a funcționat. Un an, 2, 3, 5, 7, 10, 20, a funcționat, pacientul a slăbit, ne-a mers bine. Dar avem ulterior o recidivă a obezității. E falimentul stilului de viață. Exact, din mai multe motive. Da? Pentru că noi efectuăm tot felul de operații și cea mai frecventă, între 60 și 80% pe plan mondial, inclusiv în România, se efectuează sleeve gastric, adică gastrectomia verticală. Se reduce volumul stomacului. Asta este o operație cu o acțiune efectiv restrictivă. Eu îi fac un tub gastric îngust, pacientul mănâncă puțin, se satură repede, nu are nevoie să mănânce foarte mult, să se îmbuibe. Dar, mă rog, trebuie să avem un limbaj academic. Dar se mănâncă mult prea mult pentru volumul lui și pentru necesitățile lui. Și, dar cu acest stomac reușește o restricție importantă. Cu timpul, nu e că stomacul ăsta se dilată, cum există mitul pacienților operați, mi s-a dilatat stomacul. Nu. Stomacul este un organ musculos. E ca un mușchi pe care îl folosim, nu? Îți faci exercițiile și mușchiul se dilată. Dar nu e că eu pot să trag de fiare cât vreau. Că tot nu o să fac brațul de două ori cât obișnuit. Este un mușchi antrenat. La fel și mușchiul peretele gastric. Se mai dilată, el are capacitatea de a primi mai mult volum de mâncare. Dar el nu se creează o nouă pungă gastrică. Da? Și atunci, pacienții învață să mănânce în anumite modalități pentru a își suplini plăcerea de a mânca, pentru a-și satisface plăcerea de a mânca și apare această recidivă. Deci, chirurgia obezității este cea mai eficientă metodă pentru a slăbi, importa o scădere dramatică a greutății, a-ți menține greutatea, dar nu este o metodă infailibilă. În sensul că dacă nu schimbi ulterior stilul de viață și nu aderi la ceea ce ți s-a oferit, există recidivă. Cum clasificăm obezitatea? Și mă refer aici în cazul unei obezități, să spunem, în faza incipientă sau care nu a ajuns patologic. Acum nu știu exact să dau și să nu greșesc un număr de kilograme, 95-100, dar care ar fi demersul de susținere al pacientului sau sprijinul primit? Mă refer ca pași. Nutriționistul, mă rog, bănuiesc că sunt niște eforturi conjugate. Nutriționistul, apelarea la un nutriționist cu o anumită dietă, poate un antrenor de fitness, în cazul în care persoana respectivă vrea să meargă la sală, poate chiar și un psiholog, pentru că vom vorbi poate puțin mai târziu și despre mâncatul acesta compulsiv, emoțional, excesiv. Noi clasificăm obezitatea în funcție de raportul dintre greutate și înălțime. Și greutatea maximă normală, încadrarea până în normalitate, ar fi la indice de masă corporală 25. Un exemplu simplu, eu am indice de masă corporală 25, sunt la limita superioară a normalului. Urmează între 25 și 30 supraponderabilitate, zic pacientul grăsuț. Și de la peste 30 avem obezitate gradul 1, între 30-35, 35-40 gradul 2 și peste 40 obezitate gradul 3. Noi operăm de la 35 în sus, 35-40 și peste 40, peste 50, peste 60, sunt cazuri extreme de superobezitate. Dar indicația de operație nu este strict legată de acest indice de masă corporală. Că întrebarea se pune, mi-a zis ce facem cu obezitate incipientă sau inițială. Pentru mine obezitate începe peste indice de masă corporală 30. Dar un pacient care are indice de masă corporală 30
Zici că nu are indicația chirurgicală, dar depinde dacă are diabet, hipertensiune, se chinuie cu niște dureri îngrozitoare de articulații din cauza greutății excesive. Putem să vorbim de obezitate și într-un stadiu de operația de obezitate și într-un stadiu mai inițial al obezității. Revin la întrebarea dumneavoastră și atunci supraponderabilitatea și obezitatea de gradul 1, evident că trebuie să aibă un tratament, o abordare conservativă din punctul meu de vedere. Și noi avem echipă multidisciplinară, dar nu trebuie neapărat să vii la chirurgul de obezitate dacă ești în fazele inițiale. Dietetician, psiholog, antrenor de fitness, tot ce există în acest moment. Și în acest moment mai există o abordare foarte puternică legată de medicația antiobezitate. Și aș insista câteva minute pe acest aspect, pentru că se vorbește tot mai mult de această medicație. Totdeauna a existat o medicație împotriva obezității, de ani și ani de zile. Din păcate, toate în timp au fost retrase datorită efectelor colaterale. Și acum, în acest moment, în ultimii 2, 3 ani, 5 ani, și mai ales în ultimii de 2-3 ani, au explodat aceste injecții contra obezității. Fac un scurt istoric și indicația acestui tratament. Aceste medicamente au apărut ca și mai medicamente antidiabetice în urmă cu 10-15 ani. Și s-a observat că au și un efect de scădere în greutate. Dar ele sunt limitate la pacienți cu diabet sau cu tulburări de diabet inițial, de hiperglicemie, de hiperinsulinism, fără a fi în stadiu de diabet și cu obezitate, să zic, cum a spus asta inițială, supraponderabilitate, obezitate gradul 1, chiar și 2. Și evident că văzând că aceste injecții au efect de scădere în greutate, acum este o explozie, o modă, toată lumea să-și facă aceste injecții. Injecțiile au un efect de scădere ponderală. Evident, este un efect limitat. Au o eficacitate limitată, percentuală, aș putea spune, da? Dar important este să respecti indicația. Un pacient diabetic care are 30 de kilograme în plus față de maximul acceptat, este la limită între tratament conservativ cu injecții și cu dietă și cu activitate fizică și chirurgie. Poți să le faci pe amândouă, adică ori una, ori alta. Există și abordare combinată, dar deja sunt aspecte supra-specialistice. Ideea este să ne limităm la a face această terapie cu injecții la pacienții care efectiv știm că au această indicație și beneficiază de pe urma acestor injecții. Pentru că dacă există o pacientă tânără care are 10-15 kg în plus, fără diabet, fără hipertensiune, fără nicio problemă și brusc ea insistă să îi se dea aceste injecții, se supune ori unor injecții timp de 3 luni, 6 luni, cât durează tratamentul, scade în greutate, cele 5-10 kg cât îi trebuiesc, nu poate continua pe termen lung, că este un tratament limitat în timp, datorită efectelor colaterale, despre care vorbeam înainte, și ajunge să slăbească kilogramul pe care vrea, nu totdeauna câte vrea, dar este un început, după care întrerupe tratamentul, dar stilul de viață nu l-a schimbat, activitatea fizică nu o rea, deci vom avea o recidivă. În mod cert, 100%, garantat. Deci, toate aceste tratamente, că sunt cu medicamente, cu chirurgie, cu multidisciplinaritate, trebuie să fie făcute într-un mod organizat, gândit și respectată indicația. Cum eu pot să refuz foarte mulți pacienți care vin la mine, de exemplu tineri
cu 20-30 de kilograme în plus față de maximum acceptat din punct de vedere medical, din punct de vedere estetic. Și care cumva vor să șunteze partea de activitate de zi cu zi, nu? Să te duci să faci activitate fizică, să faci dietă, să nu mănânci seara ca disperatul până nu ai golit frigiderul. Da, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Și vor să șunteze tot parcursul normal și să se adreseze direct unui serviciu de chirurgie. Evident că eu pot să fac operația, că mi-e mult mai simplu să operez un pacient care e mai mult slab decât gras și pot să fac chiar și beneficiu financiar din treaba asta. Dar nu asta este scopul chirurgiei obezității. Trimit pacientul să-și vadă un parcurs normal, să se adreseze unui serviciu care poate să le ajute din punct de vedere dietă și schimbarea stilului de viață. Și dacă în timp obezitatea persistă, crește, atunci vorbim de chirurgie. Dar de aia zic, fiecare tratament are indicația lui și nu există o operație pentru toți pacienții. Nu există un tratament, același tratament pentru toți pacienții. Este o abordare complicată, este o abordare multidisciplinară, cum vă spuneam, pentru că eu țin cont de ce îmi zice dieteticianul și psihologul. Sunt obligatorii aceste consultații înainte de operație și psihologul îmi spune: vezi că pacienta ta are o tulburare de comportament din vari motive care se manifestă prin, dau câteva exemple, mănâncă noaptea, se trezește și mănâncă de 5-6 ori, mă rog, de câteva ori noaptea, sau mănâncă când este nervos, când are o problemă la serviciu sau în familie. Și atunci eu voi ști că dacă îi fac o operație simplă de genul sleeve gastric, o gastrectomie verticală de reducere a volumului stomacului, dar el, pacientul sau ea, în postoperator, rămâne nervos, nervoasă, rămâne cu această tulburare de comportament, evident că și sleeve-ul meu va falimenta. Atunci trebuie să ținem cont de toate aceste indicații. Înțelegeți? Nu e simplu. Este treaba noastră de zi cu zi. Nu e nici foarte complicat, dar trebuie lăsat pe seama specialiștilor și vreau să atrag un semnal de alarmă cu acest avânt în România al tratamentului cu injecții antidiabetice pentru obezitate, mai ales la persoanele care nu au indicație de a face acest tratament. Evident, este un efort și din partea sistemului sanitar, pe nedrept, pentru că dacă sunt decontate de casa de asigurări, dar pacientul nu are indicație, este pe nedrept. Reluăm discuția din sala operatorie. Ce scuze pentru întrerupere. Indicațiile tratamentului cu antidiabetice pe cale injectabilă ar trebui respectate de către toți medicii, dar mai ales de pacienți. Pacienții insistă pentru aceste injecții, așa zise minune, care de fapt au indicații limitate atât pe anumite categorii de pacienți și pe anumite perioade. Deci este un tratament temporar. De aceea este inutil să dai un tratament care știi că va avea un efect scurt cu posibile efecte adverse, care implică niște costuri din partea casei de asigurări, din partea, mă rog, a statului sau a pacientului dacă își procură singur aceste injecții. Dar important e că aceste tratamente, noi le numim adjuvante, cum spuneam, pentru că pe noi ne ajută ca în tratamentul obezității patologice sau obezității grad 1-2 complicate. Dar, subliniez pentru ultima dată, toate aceste tratamente au indicații specifice și limitate pe categorii selecționate atent de pacienți.
Ultima întrebare din discuția noastră și cumva mă bucur că și cadrul pe care îl aveți ne oferă de fapt un soi de, aș numi eu, de autenticitate, faptul că, iată, sunteți chiar în sala de operație. Și ultima întrebare ar fi, încercând să demontăm, pentru că asta încercăm prin aceste materiale video, să demontăm tot felul de mituri, să încercăm să demontăm și mitul acesta, faptul că chirurgia bariatrică nu este o chirurgie estetică, nu este o chirurgie de înfrumusețare. Deși s-ar putea să aibă și aceste aspecte, dar scopul ei principal este altul, și anume sănătatea pacientului și mai puțin partea aceasta de, nu știu, îmicșorez, auzim în mass media mai ales vedetele, da? Pentru că trebuie să există norma și trebuie să arăți într-un anumit fel și atunci mă duc și îmi îngustez, îmi subțiez stomacul și așa mai departe, să ajung la un număr dorit de kilograme și la o anumită siluetă, ceea ce nu este până la urmă ok. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Chirurgia obezității are scopul de a trata 1. Obezitatea, 2. Bolile asociate. De aceea, în ultimii ani, nu se mai numește chirurgia obezității, se numește chirurgie metabolică, pentru că se adresează unui organ sănătos, gen stomac sau intestin, dar cu efecte pe toate aceste boli asociate, diabet, hipertensiune, hipercolesterolemie, despre care am vorbit. Și atunci pacientul slăbește tratând bolile asociate. Acesta este scopul chirurgiei obezității. Evident că are implicit la sfârșit un obiectiv de îmbunătățire a imaginii corporeale, de chiar și estetic. Dar nu ăsta este scopul operației. Iar exagerarea cu indicația chirurgicală, cum spuneați în anumite cazuri, nu face deloc bine nici pacienților și nici imaginii chirurgiei obezității. Pentru că obezitatea e o boală serioasă, e o boală cronică. Noi ne luptăm de ani de zile să dovedim și să atragem atenție că obezitatea este o boală, nu este doar faptul că se mănâncă mai mult și că această obezitate, ca și boală, trebuie tratată în mod corect, în mod multidisciplinar, inclusiv prin chirurgie în cazurile obezității extreme. De aceea avem nevoie de suportul statului, aceste operații să fie decontate și susținute de către stat, pentru că, în general, obezitatea este apanajul pacienților cu mijloace financiare reduse. Dacă până acum era, dacă și în antichitate și în Evul Mediu, obezitatea era doar apanajul celor bogați, sau mă rog, o condiție financiară bună, acum, din păcate, peste 80% au o condiție financiară destul de joasă. Și atunci mănâncă prost. Exact. Mult. Au o activitate care nu le permite un stil de viață sănătos și obezitatea lovește mai ales clasele economice joase. Deci statul trebuie să se implice în tratamentul lor și de aceea trebuie să sublinia că noi nu le facem cu scop estetic, le facem cu scopul de a reda societății un pacient care nu se mai poate mobiliza, care are dureri de articulații, care are probleme cu diabetul, care consumă enorm de multe resurse sanitare pe antihipertensive, pe antidiabetice, pe toate bolile și legate de mobilizare și până la urmă sunt multe condiții care acești pacienți rămân blocați în casă, nu se mai mișcă, nu mai merg la serviciu, nu mai au relații sociale. Deci scopul obezității, tratamentului obezității este mult peste o simplă rezolvare estetică.
Dragilor, iată, a fost alături de noi domnul doctor Cristian Boru, chirurg medic primar, chirurgie generală cu specializare în chirurgie bariatrică. Domnia sa lucrează la Centrul de Excelență în Chirurgia Bariatrică de la Universitatea La Sapienza di Roma. Îi mulțumim foarte mult pentru mesajele și pentru informațiile extrem de prețioase pe care, iată, prin intermediul domniei sale, vi le oferim și vi le furnizăm dumneavoastră. Ne întâlnim la un nou episod aici pe platforma Digital Clinic și pe canalul de YouTube. Mulțumim și să aveți o zi frumoasă în continuare. Spor, numai bine! Mulțumesc frumos!